Jocurile contribuie la dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și chiar a adulților. Inteligența emoțională ajută la conștientizarea propriilor trăiri, înțelegerea emoțiilor altora și gestionarea relațiilor interpersonale. Copiii își pot dezvolta inteligența emoțională prin diferite activități. Jocurile de rol, în care se simulează diferite scenarii, povestirile, prin care își relatează experiențele, jocurile de construcție, prin care își dezvoltă răbdarea, cele de recunoaștere a emoțiilor, în care învață cum să se comporte cu alții. Copiii care au dezvoltat o inteligență emoțională puternică vor face față cu brio diferitor situații, vor fi mai generoși cu semenii lor, vor oferi o alinare unui coleg care se simte trist sau neliniștit, vor putea mai ușor să comunice adulților despre îngrijorările lor, vor trece mai ușor peste eșecuri, fiind gata să o ia de la zero, vor fi mai empatici față de cei mai neajutorați, vor deveni mai siguri pe sine și emoțiile lor. În concluzie, jocurile sunt instrumente puternice în dezvoltarea emoțională a copiilor, oferindu-le ocazia de a învăța, experimenta și dezvolta inteligența emoțională într-un mediu distractiv și sigur.